întrebarea care a intervenit imediat a fost ce caut eu acolo. Fiind absolventă de litere și de management cultural european. Apoi, ajungând aici, am fost întâmpinată, întrebată fiind dacă am și un PowerPoint și am zis că n-am, am doar un film și am zis na, zic încă o dată. Dar apoi am aflat de la domnul profesor Mocofan că ceea ce urăsc cel mai mult studenții la Poli sunt prezentările PowerPoint, deci am zis gata, m-am adaptat, deci e ok, înseamnă că o să fie în regulă. Ce este Pașaport Cultural? Pașaport Cultural este un proiect de educație culturală destinat în cele din tâi adolescenților, pentru că da, ne confruntăm cu o lipsă majoră de educație, am și mai ales și culturală, nu mai spun, în toate domeniile, din păcate, dar așa cum spuneam și culturală. Mai recent am dezvoltat acest proiect și către copii mai mici și mai recent și către mediul rural. Acum, până la urmă, ce se întâmplă în cadrul Pașaportului Cultural? Se întâmplă că timp de o săptămână, o dată sau de două ori pe an, nu putem mai mult din motive financiare, îi întâlnim pe copii cu actul cultural de calitate, mijlocitori fiindu-le nume mari, nume de referință ale culturii locale și nu numai, naționale și chiar internaționale. Acum 2 ani am avut invitați de la Festivalul de Teatru de la Avignon, care au intrat într-o comunicare foarte frumoasă cu liceenii. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că, da, în fiecare zi, mai bine de 200 de copii se întâlnesc într-un spațiu neconvențional, ales de noi până acum la Cafeneaua Zai, cu care avem un parteneriat foarte frumos, tocmai pentru a-i scoate pe copii din mediul școlar cu care sunt obișnuiți și gândindu-ne puțin că e bine să le pregătim o atmosferă un pic mai cool, în care ei pot să servească și un ceai sau eu știu ce, în timp ce îi ascultă pe Adriana Babeț, care a fost de fapt inima de la început a acestui proiect. De fapt, proiectul s-a născut la brutăria Prospero într-o dimineață de iarnă când ne-am întâlnit cu Adriana și mi-a zis: Tsuki, cât mai pot, fă ceva. Și am încercat să fac în așa fel încât să nu-mi dezamăgesc fosta profesoară de la universitate, căreia îi datorez enorm în formarea mea. Deci îi întâlnim Adriana, practic întâlnirile se desfășoară cumva pe tipul și pe tiparul Adriana and Friends. Asta înseamnă că Adriana Babeț își invită în fiecare zi câte un colaborator, prieten din arii culturale total diferite, uneori chiar și din, performanța sportivă. Adriana este cumva, spuneam, inima și nu numai asta, entertainerul principal al acestor întâlniri, iar la final tot ea ne sugerează o activitate de turism cultural pe care copiii o fac, adică tinerii o fac, așa cumva ca, și ca recompensă, dar și ca o concluzie a celor 5 zile de seminarii. Așa, numai ca să aveți idee de niște cifre, astea mă iertați, o să le citesc pentru că nu le țin minte pe de rost. Proiectul există din 2015, deci în 2019 a fost cea de-a 5-a ediție. În timpul ăsta am avut 3265 de elevi participanți, 45 de cadre didactice, 16 școli implicate, 52 de artiști din toate ariile culturale, 23 de parteneriate. Am încercat să coagulăm un grup de cercetare în jurul acestei idei, tocmai pentru a vedea ce putem face în plus pentru acești copii, pentru că, de fapt, lipsa educației culturale determină și absența discernământului cultural și cumva asta ne transformă ușor-ușor într-o masă ușor manipulabilă și nu e bine. Cum spuneam, activități de turism cultural și evenimente culturale. Practic, de ce s-a născut Pașaportul Cultural? Specialiștii germani spun că un proiect se naște, de fapt, dintr-o problemă. Și care a fost problema? Problema, așa cum spuneam, una este lipsa acestei educații culturale, a doua este, îmi pare rău că poate că o să zic din sat, nu trageți, este orientarea din ce în ce mai recurentă către soft, către medicină, către științe economice și drept. Celelalte meserii sunt considerate de părinți de loseri, neaducătoare de bani și așa mai departe. Prin urmare, asta face, și asta o spun ca urmare a unor foarte îndelungate discuții cu prieteni de la Universitatea de Vest, că scade nivelul studenților care își doresc să devină profesori. Și dacă nu avem profesori de calitate, nu o să avem nici educație de calitate și, prin urmare, nici elevi care să facă sustenabilă, nu? Apropo de ce spuneați mai înainte, societatea de mâine. Eu însă mă confrunt cu absența, această nevoie cumva de cadre, de profesori tineri foarte competenți și nu prea dau de ei, din păcate.
tot Adriana Babeț spunea, citesc, Zuki, ce a fost când ați fost voi a fost lux, acum e dezastru, dar speranța mare ultima, nu-i așa? Deci, având în vedere că cei mai buni se duc spre domeniile pe care le-am menționat mai devreme, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că poate că undeva, înăuntru acestor copii, rămâne totuși, eu știu, dragostea din tâi sau dorința de a se redescoperi sau dorința de a încerca să facă altceva decât spune mama sau tata. Evident, nu dorim să trecem peste decizia părinților, nu asta este în niciun caz scopul nostru, dar prilejuindu-le prin întâlnirea cu astfel de oameni foarte luminați și accesul chiar către cursuri la universitate, așa ca să vadă cam cum e și să își facă așa o idee, încercăm cumva să le oferim alternativă, mai încercăm să completăm cumva ceea ce află la școală, pentru că toți, dacă la poli ce urăsc cel mai tare sunt prezentările PowerPoint, pot să vă spun că în liceu, în mare parte, eu știu, pot să spun 95%, copiii spun că vor altceva. Când îi întreb ce înseamnă altceva, dau din colț în colț și nu prea știu cum să exprime asta, dar până la urmă ei resimt practic absența acestui altceva, tocmai prin absența acestei educații umaniste de calitate. Pentru că, într-adevăr, în materie de mate, de fizică și de chimie, să zic că stăm destul de bine. Cam asta era ca idee, cam ce își propune pașaportul cultural. Concluzia, și eu a fost la foc automat, e bine? Cam înțeles că e o catastrofă timpul. Aș vrea să ne uităm la filmuleț și după aceea să tragem concluzii în cazul în care... Tota metodul Adrianei s-a numit Harta Însemnată, cumva încercând să facem o conștientizare culturală a spațiului în care trăim, și anume Banatul, pentru că nu multiculturalitatea Banatului nu este o realitate fumată, cum consideră unii, ci este chiar ceva real care există în unii de ieri de ani. Așa cum vedeți, intervenie și persoane de tot în universitate, la profesoară Babel, la filofilia Hidețani, pe care la rândul meu i-am avut profesor din facultate și de lucrurile mai devreme cu tine. Totul este foarte interactiv, în sensul că nu povestim doar noi, ci și copiii au cuvântul întotdeauna și spun ce au în suflet. Primul calculator, apropo de top, doamna Babel prezenta acum mașină de scris. Am aflat cu ocazia asta că, de fapt, primul tutor al Timișoarei a fost un turc. N-am spus nici eu, acum anul acesta am aflat. Doamna profesoră Smaranda Vulciu, Nicoleta Mușat, ambele antropolog la universitate. Și bineînțeles, la final, Raiul din Tomară nu putea exista fără... Aceasta este, practic, o locație foarte frumoasă la Jimbolia, se numește Hambarul cu carte, pusă la punct de niște oameni inimori, care și-au dorit să ofere ceva orașului și în acest spațiu se întâmplă lucruri foarte frumoase, Muzeul Presei. Am constatat cu stupoare că atunci copiii, atunci tineri, habar nu au de fapt de ce se află la Jimbolia, la 2 pași de ide, la 30 de kilometri. Acolo din nou niște gaze de unde vinte, ce dilema, istorică, chiar foarte bine am fost primit și am fost foarte plăcut și plăcut să văd că sunt oameni pasionați și cu dorința de a transmite niște lucruri. Cum e în desene animate, am încălcat pe așa și am spus povestea așa. Ideea este că tinerii, da, au nevoie de educație culturală, pentru că, de fapt, cultura și educația culturală nu este o realitate destinată unor elite, așa cum eu aud deseori în prezentările pe care le fac în mediul mai puțin cultural, da? Adică considerăm cultura de nișă. Nu, cultura nu este de nișă, ci este o realitate absolut necesară unei societăți sănătoase. Vă mulțumesc!